Nu pot să cred ce mi s-a întâmplat. Credeam că ea era iubirea vieții mele, dar de fapt nu a fost să fie. El nu mai venea la Rafal, că el mi-a să mai la restaurant și nu mi-a specificat unde. Da, cred că o să plec de acasă câteva zile. Mai bine nu exista ziua de ieri. Mamă, uite că plouă afară. Dar plouă că sunt eu trist. Măcar Dumnezeu e cu mine. Hai că mă pun pe ponton, uite și plouă și mare aici, hai că stau. Uite o barcă și pot să merg pe insula și stau izolat. E mai bine, pe insula e perfect, uite. Mai aici am potop. Stai aici și mă plouă mare, uite, casa bunicii mele. Ceea de a fost cea mai nașpe, aș face orice să dispar. Mamă, bă, ce o zi urâtă e afară, bă, da, n-am dormit sincer prea bine, probabil și de la vremea asta e o zi foarte nașpe afară. Bine, ar fi trebuit să dorm și eu mai bine, dacă e ploaie, eu zic că ar fi trebuit să dorm mai bine. Dar, sunt curios, ce mai face Darusel, mă, de la farsa aia de i-am făcut-o și încă nu i-am zis că i-am făcut farsa, adică nu vreau să zic, pentru că vreau să-i mai fac de câteva ori treaba aceea. Asta, adică vreau ca Darusel să se mai întâlnească cu Denisa, cu fata în care eu m-am transformat. Dar da, hai să mergem acum la Darusel și chiar sunt curios ce mai face, bă, Darusel, mă, bă, chiar sunt curios ce mai face, bă, că era supărat aseară, sincer, adică nu știu ce o face, adică sper să nu mai fie supărat totuși. În fine, hai să vedem acum. Bă, Darusel, bă, ce faci, mă, te-ai pus iar la calculator, te jos ce se... Bă, Darusel, bă, unde e, mă, ăsta? Bă, nu, bă, ce face, mă, ăsta? Unde o fi plecat ăsta, că nu-mi vine să cred așa ceva? Bă, ăsta s-a supărat pe bune, mă. Hai, mă, că nu cred așa ceva. Unde o fi, mă? Asta se ascunde de mine pe aici. Sau fi la baie, mă. Cred că e la baie, cred că e la baie. Bă, Darusel, pe unde e ăsta? Asta unde e, mă? Ha, mă, bă, iar pleacă ăsta fără să spună, mă. O să cred că acum el s-a dus la restaurant înaintea mea și mă așteaptă el pe mine acolo. Hai că da, ia stai să văd aici, mă. Bă, Darusel, mă. Bă, Darusel, bă, unde ești, mă? Ia, pe aici e. Bă, nu e, mă, pe aici. Bă, unde e, mă, ăsta, bă? Eu nu înțeleg. Mamă, stai, bă, ce sunt cu, mă, cu pânzele astea, mamă? N-am mai intrat nimeni pe aici. Uite jucăria lui Darusel. Ua, ce tare. Ia să vedem pe aici. Bun, așa să închid asta repede, repede. Bă, unde o fi, mă, ăsta? Mie nu-mi vine să cred așa ceva. Ia stai să întreb pe bunic sa totul sau ia, o fi pe aici, stai să mă uit. O să cred că are chef de glume cu mine, să ascunde de mine, mă, ia stai să mă uită prin toate locurile astea. A, nu cred, nu, mă, nu știu unde o fi, mă. Hai să întreb pe bunic. Să rămână, știi ceva, dar îmi zile că vreau să dau de el și nu știu unde e, adică l-am căutat aseară, nu știu, adică, da, adică l-am văzut aseară ultima oară, dar după ce m-am culcat, adică acum m-am trezit și nu știu unde e Darusel. Puteți să-mi spuneți unde e Darusel, știi ceva de el? Bună dimineața, Rafael a plecat, era foarte supărat, mi-a spus că s-a întâmplat din cauza ta. Ce ai făcut, Darusel? Stai puțin, cum adică, de ce era supărat din cauza mea? Adică aseară, când s-a pus în pat aseară, când a venit acasă, el era supărat, da, dar eu nu i-am făcut nimic, adică el... Stai puțin să vă explic, stai puțin, nu vă îngrijorați, stai puțin. Aseară, de fapt ieri, pardon, Darusel se juca pe calculator, da? Și i-am zis, Darusel, hai că te aștept la restaurant, eu o să mă duc la restaurant să mănânc la restaurant, tu te aștept acolo să mergem la restaurant. Și eu i-am zis, Darusel, că mă duc la restaurantul din oraș, nu la restaurantul ăsta. Când am ajuns eu acasă, Darusel nu era și am zis, bă, ce o să fi întâmplat cu Darusel? A venit după un timp și a venit la mine supărat să mă întrebe că de ce el a plecat, că nu știu ce, că a plecat degeaba, că eu unde am fost, că nu m-a găsit la restaurant. Dar eu i-am zis, nu la restaurantul ăsta, el s-a dus la restaurantul ăsta de aici, de lângă. Eu am zis, în oraș, pentru că aveam treabă în oraș, să mergem acolo. Și n-a vrut să vină odată cu mine, că să stai pe calculator în continuu. Să-și cam continuu pe calculator. Deci eu nu i-am făcut nimic, adică, dar nu înțeleg, cred că mi s-a întâmplat ceva, adică eu am venit acasă și el când a venit acasă era foarte supărat, dar era supărat nu doar din cauza asta, era supărat pentru că nu știu, adică nu știu de ce era supărat, sincer să vă spun, a zis că s-a lovit și la cu bicicleta, a căzut, nu știu, s-a lovit la picior, la ceva, poate asta, puțin, dar nu știu, era foarte trist, adică eu nu l-am mai văzut așa niciodată, adică nu știu, chiar nu știu ce s-a întâmplat, dar haideți că mă duc acum, mă duc să-l caut totuși. V-a spus unde a plecat cumva sau? Nu, nu mi-a spus unde a plecat, dar ai face bine să-l găsești și să vezi ce are, că a zis că din cauza ta o să-l găsesc, dar vă spun eu că nu e din cauza mea, adică eu i-am zis să vină la restaurant și l-a venit la alt restaurant. Haideți că mă duc acum și o să-l găsesc. Eu nu vă faceți probleme că o să fie bine. Stați liniștită, puneți-vă pe scaun, stați liniștită, că o să venim noi, o să vedeți că vin cu el. Bă, deci Darusel chiar a plecat afară, mamă, și e supărat pe mine și cred că s-a supărat și bunica sa, mamă, nu, cred că sper să nu mă dea afară din casa asta, că după nu mai am unde să stau, pentru că Darusel m-a adus aici, dar eu după nu mai am unde să stau, că nici nu știu unde am ajuns, cum am ajuns în orașul ăsta și pe unde aș putea eu să plec acasă. Nu mai știu nimic, dar hai să-l caut aici la restaurantul ăsta. Hai să-l caut aici, că s-ar putea să fie aici totuși, adică altundeva cred că nu e, adică aici trebuie să fie, sincer. Ia să vedem. Bă, Darusel. Bă, nu e nimeni aici, ok, nici aici, deci masa asta e goală. Ia să-l văd dacă s-a băgat el pe aici, că o să mai băgă pe aici. Auziți, l-ați văzut cumva pe Darusel? Ăsta e, că ăsta nu vorbește niciodată cu mine. Bă, dar e, bă, cred că, bă, cătarul ăsta, nu știu. Hai să vedem aici. Bă, Darusele, bă, ești la baie, mă, ce facem ăsta? Bă, unde s-o fi dus, mă, ăsta? Cred că s-a dus în oraș. Mamă, stai, cred că s-o fi dus la bowling. Cred că s-a dus la bowling, sincer, hai că iau
și o bicicletă de pe aici. Iau o bicicletă de pe aici și de fapt nu, stai că mă duc acasă. Iau mașina mai repede ca să ajung și eu mai repede până la urmă și să-l caut pe Daraxel, mă duc în oraș că totuși s-ar putea să fie la bowling, pentru că a zis că i-a plăcut la bowling și cine știe, poate Daraxel vrea să-și readucă aminte de ce s-a întâmplat ieri, că totuși era supărat. Poate s-a dus la bowling să se joace singur, numai așa să fie. Sau poate s-a dus în parcul ăla, mamă, stai pe unde merg, mă. Mamă, deci sper că nu s-a întâmplat nimic rău cu Daraxel, adică nu știu ce a pățit, sincer, adică e nu știu, sincer, chiar nu pot să pricep ce are Daraxel, de ce s-a supărat în halul ăsta, adică chiar a ținut, mamă, pe unde merg pe aici. Deci Daraxel chiar a ținut la ce s-a întâmplat ieri, adică mamă, deci îmi pare rău dacă chiar i s-a întâmplat ceva pentru treaba asta, n-ar trebui să-l mai prencuiesc, să-i mai fac altă de asta, dar da, hai să merg acum. Bă, da, chiar la benzinărie, că pe aici aș lua el suc, poate a venit să-și ia suc. Ok, ia să vedem pe aici. Bună ziua, stați puțin că mă uit. Ok, hai să mă uit pe aici să văd. Bă, dar Daraxel, ești pe aici, mă, ia. E baia aici, ce e aici? Da. Daraxel, bă, nu e mai aici, bă, nu înțeleg, mă. Bă, stai să întreb aici, mamă, deci nu înțeleg nimic. Bună ziua, am și eu o întrebare. Știți că mai venea un băiat la dumneavoastră pe aici, deci cumpăra el, își cumpăra el suc, Coca-Cola de la dumneavoastră, pe aici foarte mult Coca-Cola. Știți cumva ce s-a întâmplat cu el, adică a trecut cumva pe la dumneavoastră astăzi, că nu știu unde e, adică vreau să dau de el și nu-l găsesc. Bună ziua, nu a dat pe aici. Ok, vă mulțumesc, la revedere. Bă, Daraxel n-a dat pe aici, mamă, bă, nu știu ce s-a întâmplat cu el, nu știu. Bă, s-a supărat atât de rău, mie nu-mi vine să cred, cum s-a supărat, mă, atât de rău. Bine, adică da, pot să-l înțeleg într-un fel, dar da. Totuși hai să-l caut eu pe aici, să merg pe acolo pe la bowling prin oraș. Hai să merg și la restaurantul ăsta de aici, că poate la restaurantul ăsta, că lui îi plac burgerii rău de tot, bă. Bă, ăsta e obsedat după burger. Mamă, păi dacă e supărat, mă, dacă chiar era supărat cum zicea bunica lui, o să-i aduc un burger și nu o să mai fie supărat. Hai să parchez aici să văd dacă o fi Daraxel aici, ai cu las aici, nu parchez. Da, bă, Daraxel, ești aici, mă? Bă, Daraxel, bună ziua, nu. Bună ziua, cumva un Daraxel pe aici? Bă, nu, n-are ce să caute ăsta aici, că nu venea el singur până aici, cred că. Adică de fapt, ba da, venea, că se ducea la bowling, dar nu cred că venea la restaurantul ăsta, că lui îi place restaurantul ăla de la noi din de acolo din satul nostru, de acolo de ăla îi place lui. Bă, era să dau peste omul ăla. Hai să vedem că s-ar putea să fie aici, sincer, adică eu cred că e aici, mamă. Oamenii ăștia, bă, dă, și pași și ieri sunt aici la sfadă, vorbesc, nu știu ceva cu oamenii ăștia, sincer. Hai să vedem. Bă, fi pe aici, din prima oară dacă e la baie, că el s-a duce la baie mereu. Nu, mamă, ce e aici de ieri de la Daraxel, mamă, că s-a dus la baie. Bună ziua, cumva, stați puțin, lasă, nu, stai că nu întreb. Prima oară să mă uit. Deci pe aici nu e, pe aici nu e, pe aici nu e, pe aici nu e, nici pe aici nu e. Pe unde fi, mă, stai, sunt oamenii ăștia doi de aici de ieri. Bună ziua, cumva, știți ceva de Daraxel? Bă, dar ăștia, mă, nu, ăștia sunt oameni ciudați rău de tot. Uitați-vă cum stau ăștia. Ăștia stau unul la spate, cu spatele la celălalt. Mamă, eu nu înțeleg așa ceva. Bă, dar unde fi, mă, Daraxel, sincer? Ia, unde era roata aia? Era cumva pe aici, pe undeva roata aia cu parcul ăla de distracții. Da, uitați-vă pe aici. Dar pe unde pot să merg eu, că s-ar putea să fie aici, sincer? Adică vreau să merg în partea asta. Mamă, și plajă. Bă, dar ăștia fac focul aici. Alo, domnii, doamnele, cum faceți focul aici pe plajă? Mamă, păi, mamă, nu, mamă, gata, nu mai zic nimic de focul vostru. Mamă, ce răi sunt oamenii ăștia de aici. Nu mai bag în seamă. Hai să-l caut pe Daraxel acum. Cred că e aici, mă. Cred că se joacă. Mamă, ăsta a rămas așa, încă n-au rezolvat oamenii ăștia aici. Ok, ciudat totuși. Dar Daraxel de când i-a făcut prank-ul ăla. Bă, n-ar trebui să mai fac prank-ul lui Daraxel, că văd că se întâmplă numai chestii urâte, sincer. Dar da. Da, pe aici e ce aici? Ce aici? Sunt niște o florărie. Ok, florărie în parcul de distracție. Ok. Uite aici unde a dat Daraxel cu pumnul. Ok. Bă, nici roata asta nu pare să fie aici. Bă, uite, astea sunt deschise. Ar putea să fie aici, dar nu, că e de la oameni, mă, cred că. Ia să vedem. Nu știu ce s-a întâmplat cu el, adică nu înțeleg. Cred că fi ajuns acasă totuși. Poate a fost undeva plecat și eu am ajuns prea târziu și cred că a ajuns acasă. Eu zic că mai bine mă duc acum acasă pentru că o să-l găsesc pe Daraxel. Aola, trebuie să ajung repede acasă. Bun, aproape am ajuns din nou acasă. Cred că a ajuns Daraxel acasă, sincer. Adică totuși, hai să vedem. Bam, hai să pun și eu mașina aici. Bă, uite că sunt bicicletele amândouă aici. Bă, dar nu mai știu sincer dacă erau bicicletele de la început aici amândouă sau nu. Dar eu zic cred că a ajuns acasă, mă. Cred că a ajuns acasă. Daraxel, ia să văd să nu fie cumva pe aici pe la mine. Da, nu e. Bă, dar chiar eu nu m-am uitat aici în spate, mă. Aici lângă grădină, mă, e cineva. Bă, Daraxel, ești aici? Hai, nu, hai că făceam și o mică glumiță, dar da. Hai să-l caut pe Daraxel, că totuși n-ar trebui să fac nicio glumă, că Daraxel e foarte supărat, adică nu știu ce s-a întâmplat. Ia la baie pe la mine, pe aici nu e, ok. Bun, pe aici nu e. Ok, hai să mergem sus să nu ne vadă, să nu mă vadă bunica, să stai că trebuie să vorbesc puțin mai încet. Deci trebuie să nu mă vadă bunica, să că se supără pe mine, mamă, ia să vedem aici, nu e, ok. Daraxel, ai venit acasă? Ok, nu, pat nu e. Bă, Daraxel, ai venit acasă? Mamă, ușile astea. Daraxel, bă, n-a venit acasă. Bă, unde e ăsta că nu pot să dau de el? Unde s-o fie ascuns Daraxel? Mie nu-mi vine să cred așa ceva. Unde s-o fie ascuns Daraxel? Mamă, nu, că nu pot să mă duc în partea aia la bunica sa. Aolo, cred că mai bine mă pun puțin aici la televizor. Mai stau puțin să se facă puțin mai târziu și eu zic că Daraxel
Bruxelles. O să apară aici, sincer. Ha, hai că mă uit și eu la asta cu pădurea astea. O să vine Darius acasă, 100%. Uite că s-a făcut și noapte, nu știu, o leacă mai calmat, dar știu ce să mă calmeze de tot. Calculatorul, fac live, fac videoclipuri, mă mai joc cu prietenii mei, asta o să mă calmeze de tot. Hai că mă duc să mă pup pe calculator după dorm și sper ca mâine să am o zi mai bună. Parcă sunt mai fericit când mă joc pe calculator. Uite, salut live, salut, ce face? Dai, Ionele, dai! Atacă pe fărnea, du-te în stânga, dai! Am câștigat, bine ceas, bravo, let's go! Mamă, ce, bă, s-a făcut noapte, aolo, mamă, am ațipit, mamă, nu, hai să mă duc repede la Darusel, cred că a venit acasă, sper că a venit acasă, că dacă n-a venit, nu știu ce mă fac, sincer, dacă n-a venit, trebuie să-l dau dispărut și cred că o să mă certe bunică, sau sincer, da, hai să vedem dacă a venit Darusel, bă, Darusele, Darusel, ia să vedem. Hai, reput, bine, să vă dați și reput, dai, ce facem asta, bă, a venit acasă, Darusele, ce faci, mă, bravo, mă, dar stai puțin, unde ai fost până acum? Unde am fost acela calculator tot timpul? Stai, cum ai fost la calculator? Că eu fii atent, dar toată ziua te-am căutat pentru că bunica ta nu te-am găsit în primul rând și bunica ta mi-a zis că tu ai plecat și erai supărat și ai zis că din vina mea. De ce din vina mea? Ce ți-am făcut eu ție? Păi bă, că nu mergi la cine s-a rând, am fost păi, la Darusele, dacă tu să te știi jucai pe calculator și nu mă auzeai că ți-am și specificat că mă duc acolo, dai să vii cu mine. Bă, dar stai puțin. Păi și ai fost toată ziua la restaurant acolo și de ce erai supărat? Cum adică ai fost toată ziua la restaurant? Unde ai fost? Păi da, mă, eram supărat că nu mai sună și am stat acolo și păi și unde ai mai fost? Că n-ai stat toată ziua la restaurant, că am fost la restaurant și nu te-am văzut, Darusele. Păi am fost în Parma, am jucat cu prietenii mei. Te-ai jucat? Bă, ai fost în Parma? Păi stai, mă, ți-ai făcut, da, ți-ai făcut prieteni? Nu, mă, prietenii mei de la școală, ce ai? Păi stai, mă, tu deja te duci aici la școală, mă? De când te duci? Păi tu aici faci... Nu la școală, mă! Ce? Păi mă, da, mă, am fost aici la școală. Bă, ok, bine, mă, Darusele, hai, du-te și joacă-te pe calculator, du-te și joacă-te. Hai, dă-l, să-i închid ușile. Bă, să comportă din ce mai ciudat, adică zice că are prieten, că a fost prieten de la școală, la ce școală, mă, că el parcă de aici de la bunică sau nu cunoștea pe nimeni, nu știu, sincer, hai că mă duc în cameră și să sperăm, bă, totuși pare mai ok, că a venit acasă, văd că să joacă, eu zic că dacă stă și să joacă, eu zic că pare mult mai ok și, da, hai că mă bag mai bine la somn și văd ce se întâmplă ziua următoare. Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.